Accident teribil în județul Constanța. Trei oameni și-au pierdut viața, iar mai mulți pasageri au trecut prin clipe de coșmar pe DN2A. Asta după ce autocarul în care se aflau a fost lovit în plin de un autoturism. O femeie de 39 de ani, ghid turistic, a fost pur și simplu aruncată prin parbrizul autocarului. A fost resuscitată 10 de minute, dar în final a fost declarată moartă. Celelalte două victime sunt ofițeri. Călătorii din autocar au privit totul îngroziți. Șoferul autocarului care merge de la Galați la Istanbul spune că a văzut mașina care a intrat pe contrasens cu o fracțiune de secundă înainte de impact. Pur și simplu a apărut o mașină în fața mea, o mașină mică, un Peugeot sau nu mi-am dat seama, a venit atât de repede încât am văzut doar că vine, deci de pe sensul lui de mers, pur și simplu nici nu era nicio mașină între noi, să zic că a vrut să depășească, nu a fost în depășire, a intrat pe sensul meu de mers, dar dintr-o fracțiune de secundă. În autocar se aflau 13 pasageri care plecau într-o vacanță, ce trebuia să fie de neuitat. A făcut flash-uri, l-a claxonat, nu s-a dat la o parte până ce a intrat în noi. Posibil 100%, poate, era adormit, dar și călătorii noștri tot așa zice. Nu s-a dat deloc la o parte. Șoferul mașinii a ajuns și el la spital în stare extrem de gravă. Traficul între Constanța și Hârșova a fost îngreunat. Polițiștii au început o anchetă în acest caz pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a petrecut accidentul.